Eu sunt Franz, iFi Studio și în următoarele momente vă invit să fiți alături de mine, întrucât urmează un invitat cu totul și cu totul special. Este un invitat pe care îl putem vedea săptămânal, întruchipând diverse roluri, care la sfârșitul emisiunii ne fac să ne întrebăm, te cunosc de undeva? Jazzy Joe, nu știu cum și-a făcut timp printre toate proiectele pe care aceasta le are, dar cumva a ajuns la studio să filmăm un nou episod, Training Days! Hopa! Ce exerciții îi plac și ce rol are sportul în viața ei, cum a inspirat-o bunicul ei și care parte a unui bărbat îi place mai mult și mai mult, ce găsim în frigiderul ei și ce nu i-ar plăcea să mănânce la primele întâlniri în oraș. Oh, stați alături de noi! Sunt multe întrebări care așteaptă să-și găsească răspunsul în 3, 2, 1... Caut bărbatul, te caut în altul. Un sueño me envolvió, this dream was me and you. Alvers and stars aquí. And they think I am at home, oh no, no, no. This is what I should have. Salut! Jazzy Joe aici, am venit la iFit Studio să vorbim despre cutumele sportive, alimentare, ale lui. Opa! Iată-mă aici! Tour de France! Tour de France! Amazing hawk! De unde această pasiune pentru bandă, în loc de a alerga pe afară? Banda pe mine mă ajută în primul și în primul rând la cardio, da? Așa cum zicem cu toții, banda înseamnă cardio în primul și în primul rând. Și în al doilea rând nu pot alerga pe afară, pot să mă plimb, mă plimb foarte mult, dar nu pot alerga pe afară pentru că am niște traumatisme la genunchi, la ambii genunchi, am usat de foarte multe ori și atunci banda este singurul loc în care pot alerga fără să mă doară încheieturile. Iată de aia banda. Și îmi place să stau pe bandă foarte mult, astfel că ultima oară am stat o oră jumătate. În sistemul ăsta de inclinație maximă și cât de alert se poate, până când nu mai poți să respiri și atunci mă opresc. Cam de câte ori pe săptămână? Dacă am timp de 3 ori pe săptămână, dacă n-am timp, cât de des pot. Bun. E greu, ți-e greu cu programul, dar încerc să mă țin cât pot de mult. Ți se pare important să faci cardio în rutina ta? Îmi construiești anduranță. Trebuie să dansăm, mai ales în proiectele pe care le-am pe rol acum, trebuie să... Aveam anduranță pe timp de zi, cât mai multe ore, atunci it helps. Iată-mă aici. iFit Studio. Closing on the iFit Studio, ce faci, dans? Uite acolo, fratele meu! Da, am vrut să verificăm că alerg bine pe bandă. Gata, poți să dai un stop, butonul roșu. Așa. Să vrei de brusc. Tour de France? Tour de France! Ia! Acum chiar că sunt taxa. Cât arde pe coapse. Spune-ne care este relația ta cu bicicleta. Relația mea cu bicicleta a implicat foarte multe căzături. De când eram mică merg pe bicicletă, am un Pegas foarte șmecher. Din nefericire nu este pentru effort, este pentru cruising. Dar la sală merg pe bicicletă mult. Stepper, face glesta subțire, ridică fesele, iată și bicicleta la fel. Ai spune că alături de alergare este un sport pe care îl practici des? Mai puțin des, pentru că implică o vreme bună și atunci mai mult în sezonul cald. Ți-aduce aminte vreo trântă pe care ai luat-o pe bicicletă? Afară? Am luat o bancă în ghidon când eram mică. Și am intrat într-o ușă de metal, pentru că mă uitam în altă parte, am căzut de multe ori. Te uitai după băieți sau? Din păcate nu erau cățeni. Amazing hawk. Care este mușchiul tău preferat? Nu sunt departe nici de a prefera gluteii, așa se spune? Da, gluteii. Așa, gluteii. Uite, vezi? De-aia am venit ca să-mi văd lucrul noi. Fesierii, iată, mușchiul fesier și mușchiul coapsei, e bine de modelat mușchiul coapsei și gamba la fel. În partea de sus a corpului, după cum puteți vedea, nu există atât de multă putere, acum doar mă prefac chestia asta, este din polistiren expandat.
Glumesc în mod evident. Dar iată, cam iese dacă vrea. Cât de importante sunt brațele în estetic unei femei? Sunt foarte importante, extraordinar de importante. Unul dintre punctele de focus pentru frumusețea unei femei este collarbone, adică osul ăsta de aici. Punk, 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 punk și strângere, punk, punk, punk. Cât de important sunt glutei la o femeie? Glutei, ca și am învățat termenul, sunt foarte importante, cred că pentru oricine, dar pentru o femeie în mod special. Gândiți-vă la combină o roche sau o fustă crion pe niște fesieri plați. Oricât de mult ar dărui Dumnezeu sau nu, chestia asta ajută. Acest exercițiu ajută foarte mult. Deci ai spune că fundul este cea mai sexy parte a unei femei din punct de vedere fizic? Sub nicio formă nu este chiar cea mai sexy. Dar să fim serioși, are mult mai. La ce crezi că se uită un bărbat atunci când vede o femeie? Am auzit de la o grasă de bărbați orice. Uite, zile trecute a venit cineva la mine și mi-a spus: îmi plac foarte tare gleznele tale. Și am zis, ok, îmi întrețin cu greu. Cred că se uită la picioare. Cred că se uită la mâini, în afară de evidentul gluteus maximus și evidentul, care sunt ăștia de aici? Abdomen, pectoral? Nu? Care dintre toți? Sânii! Ce e de desubt? Ce mușchi? Pectoral. Pectoralii, în afară de pectorali, evidentul gluteus maximus și o gamă frumoasă, cred că se uită la mâini, cred că se uită la collarbone aici frumos, cred că se uită la postură în primul și în primul rând. Iată un beneficiu al sportului, oricum l-ați face, mai ales în sală. Dar tu ești harnic așa la sală. Care este motivația ta? Cum îți găsești săptămânal dorința asta de a ajunge la sport? Sunt o cedistă împătimită. Mă enervează să încep ceva și să nu reușesc să termin. Și atunci, oricum aș face exercițiile, oricum ar fi, le voi termina numărul, clar. Nu sunt genul de om care să numere mișcările și atunci prezența unui antrenor este extraordinar de indicată, ca să nu mai vorbim de corectitudinea realizării mișcărilor. Că până la urmă, dacă îi zici ceva aiurea, ți se crapă o vertebră și n-am făcut nimic. Și atunci, un profesionist lângă tine este un mare asset. Și după cum vă povesteam, mă enervează să nu termin ce am început. Și atunci, chiar dacă îmi plec moartă coaptă de la sală, o să-mi termin seturile. Clar! Și nici măcar nu plumesc. Așa cum pot. Crezi că sportul e un commitment for life? Doamne, e indubitabil. M-am învățat de la bunicul meu care, în ultimul moment al vieții lui, înainte să intre în spital, a se plimba câte 2 ore pe zi, prin cartier, cum o povesteam. Și măcar atât am și care să faci. Și s-a dus la 89 de ani cu mintea întreagă, cu mintea exersată și cu mintea oxigenată. Pur și simplu a fost momentul lui, dar a plecat, dacă pot să zic așa, în putere, a plecat în putere pentru că s-a mișcat o viață întreagă. Deci te-a impresionat exemplul familial, da, și ai spus, băi, e important să mă țin de treabă. Ce calități crezi că îți mai dezvoltă sportul? Disciplina, în primul rând, este după toate beneficiile de sănătate, disciplina pe care ți-o... Așa, disciplina pe care ți-o oferă sportul. Ceea ce vă spuneam mai înainte, că nu plec de la sală până nu mi-am terminat numărul de seturi. Evident, indicat de antrenor, încă o dată, nu faceți sport aiurea. E bine să știi ce faci și dacă ai făcut vreodată cu un antrenor mișcare și ți-a spus ceva coerent și corect și a funcționat la tine și nu mai colaborezi cu respectivul om, cu respectivul profesionist, măcar ține minte ce te-a învățat și fă așa cum te-a învățat el, că de-aia există profesioniști. Când veniți la mine să vă învăț să cântați, mă ascultați pe mine. Eu mă duc la sală, ascult pe Franța. Am auzit povești cu mijlocul tău preferat de a te deplasa prin București. Spune-ne mai multe, te rog. Sunt un rollerblader împătimit. Nu fac tricks and tips, dar mă dau pe distanțe impresionabile, mi se spune. Sunt un om al vitezei, pe role. Cred că... În general consum cam 2 seturi de roți pe an, pe sezon.
Merg din punctul în care este pertinentă vremea afară încât să nu fie ut pe jos, nu contează mult să ai temperatura, dar să nu fie ut pe jos ca atât se poate la accidente, până în ultimul moment când iarăși este ut pe jos. Și mă duc oriunde pot să mă duc, unde pot să mă duc să fac efort și să arăt om care a făcut efort, mă duc cu rolele. De la piață și de la supermarket până la prietenii mei, oriunde asta ei, chit că stau la 3 cartiere distanță, merg cu rolele, cât se poate de mult. Cum reușești să te deplasezi în continuare, ținând cont de faptul că știu că ai pățit și destul de multe accidente? Adică ia zi-ne mai multe despre pățanele tale. Am văzut așa, în trafic, la stop, sub mașini. Bine că m-a văzut cineva și s-a oprit și au venit să mă ridice. Am văzut în sala de sport, cu cafeaua peste mine, s-a întâmplat. Am căzut pe scări. Am căzut din picioare, pentru că sunt și neîndemânatică, iată, de aceea și cele nenumărate luxații la acești doi frumoși genunchi care m-au numit că mă mai țin. E iarăși o sursă de cardio foarte importantă, acest sport, pe care îl practic cu mare, mare drag și cu mare plăcere în continuare, cu cine vrea să meargă cu mine. Deci eu merg foarte repede, după cum vă spuneam. Știi ce se spune? Că sportul pe care îl practicăm spune câte ceva despre noi. Ce ai spune că dezvăluie această pasiune a ta despre tine? În primul rând că îmi place să fac lucrurile repede și eficient. Mie, în general, și cred că și asta e o chestie, însă nu știu ce înseamnă. Nu prea îmi place să fac sport în cuplu, dacă vrei, nu contează cine este în cuplu respectiv. Îmi place să merg în ritmul meu la sală, îmi place să merg în ritmul meu cu rolele. Mă enervează când oamenii se plictisesc și gata, nu mă fac treaba asta și eu rămân oricum și îmi termin lucrurile. Pentru mine e o experiență solitară, pentru că mă pot concentra pe ceea ce am de făcut, având în vedere că am o groază de lucruri în cap, sunt împrăștiată și iată, revenim la disciplină. Zgomot, zice. Mă vaid, mi se pare că e mai ușor dacă mă vaid. Spune și mie, când te trezești dimineața, cum arată o zi de-a ta? Păi încep cu un ceai și cu un sandwich, cât de sănătos poate să fie. Așa, după care beau o cafea, dar mai târziu, pentru că nu beau cafea ca să mă trezesc, beau cafea pentru că îmi place. Și plec la treabă, adică n-am un rutine extraordinară, în afară de un duș, un machiaj și așa mai departe, cam asta e treaba. Într-un timp făceam izometric. Nu mai am timp, de formă mai fac. Așa. Îți place să faci sport dimineața, la prânz sau seara? Îl fac atunci când am timp, dar de plăcut și energia pe care o ai e mult mai mare dimineața. Că te trezești odihnit, după o zi de muncă și de nervi și de oboseală și psihică și fizică, mai ales psihică pentru că nu ai lucrat într-un domeniu care nu ne permite mișcarea atât de mult, din cauza timpului, e mult mai bine dimineața. Mult, mult mai bine. Ai altă de stamina, e altceva. Somnul are general niște celule, e o pe care tu poți să o dezvolți să bine decât mine. Ce îți spui atunci când nu ai poftă totuși să faci mișcare? Nu fi leneș. Și nu procrastina. Eu las de multe ori de pe azi pe mâine, dar nu din cauza faptului că nu vine, ci pentru că n-am timp și sunt obosită, deci procrastinez des. Și atunci am o programare normală pe care o fac în fiecare dimineață. Băi, nu procrastina. Păi și așa ce se poate. Nu se poate, atunci pe mâine nu s-ai dublu, dar mai cu viață. Acordat jucăria asta la sistemul electric al casei și cât de energie să o facă după o zi întreagă de clienți? He? Eu cred că merge. Mai pune niște panouri solare și sunteți total autonom. O femeie ciudățică. Multora le plac pectorali, le place un braț, mai se spre mucat. Mie îmi place zona antebrațului. Nu știu, e foarte ciudat. Îmi place zona antebrațului și îmi place ca picioarele unui bărbat care literalmente și vede, care are grijă de corpul lui și când lucrează, la sală sau prin orice sport pe care îl practică, să fie doar antrenate și sus și jos. Nu înțeleg bărbații care nu își antrenează gamba sau o scobitoare care iese din un fel de cunat. Este absolut, nu știu, oribilat pentru mine. Dacă tot te antrenează, toate grupele de mușchi. Te-ai gândit vreodată că în urma antrenamentelor pe rower, pe aparatul de păzit, ai putea să ieși cu iubitul tău
pe cismigiu, pe lac și să... Și să vâslesc eu? Da, da. E un beneficiu. Nu mă crede niciodată, dar uite, având în vedere că, după cum spuneam mai devreme, partea de sus a corpului la mine este... nu are atâta putere, să-i spun, da? E o idee bună. Măcar să știu că pot, nu știu dacă aș face, dar măcar să știu că pot. Îndreptăm spatele, nu uităm să respirăm. Cum te vezi pe plan sportiv la 80 de ani? Mi-ar plăcea să fac un maraton de power walking. Aia mi-ar plăcea să pot să fac la vârsta respectivă. Am văzut câteva persoane din astea geniale care s-au mișcat toată viața și care pot să facă treaba asta. Am alergat un maraton de 7 km, am alergat, e prea mult spus. Am mers, am alergat 4 și am mers 3. Nu știu cum am supraviețuit, dar am supraviețuit. Trebuie să mă ridic, că nu mai pot. Ioi! Da, e bine, e foarte, foarte zi, eficient. Știi că ăsta este cel mai urât exercițiu, sau printre cele mai urâte exerciții la sală. Nu-mi displace așa de tare. Am altele care îmi displac mult mai tare. Care este? Abdomenele. Deci abdomenele. Și franciurile. Picioarele în aer. Deci astea sunt exercițiile pe care le urăști cel mai tare. Da. Bun, și care îți place cel mai mult? Tot ce implică picioarele și stabilitatea lor. Poate de unde m-am și ocupat mai mult de ele ca să-mi dezvolt musculatura, să-mi țină genunchii, pentru că ligamentele mele sunt ciuperci, sunt lichifiate și atunci cred că am insistat mai mult pe partea de jos a corpului. Ți-a plăcut să-ți bagi picioarele cu alte cuvinte? Da. Mi-am băgat picioarele în partea de sus a corpului. Hai, stop! Și stretching-ul, care este o parte importantă la începutul unui antrenament și la sfârșitul unui antrenament, pe care majoritatea dintre noi o ignorăm total. Ar trebui să nu mai ignorăm. Arată-mi două, trei poziții preferate de stretching. Păi, în primul rând, îmi place asta cu melcul, sau nu știu cum îi spune. Poziția fetală, parcă așa. Asta. Bun. Bun. După care asta. Dacă mă adică și nu e bine. Așa. Și mai e treaba asta cu... Deci cu partea asta, așa, și cu asta arată în partea aia. A, poziția, zici că ești la picnic. Da, da, se prea bine de tot de umărul stâng și respectiv cu partea cealaltă. Da. Așa, ca să se detenționeze coloana, e bine? Da. Ți-a întâmplat vreodată după un antrenament istovitor și un stretching relaxant să te ia somnul? Somnul? Doamne, dar m-am ajuns acasă să dorm de fiecare dată când mă antrenez. Dar rezist tentații pentru că din ce știu eu nu e bine, nu? Să te culci imediat după. Mi se pare că e inutil, poate se relaxează tot corpul așa cum se relaxează și corzile vocale în somn și poate nu e la fel de eficient ca atunci când îți continui activitatea. Da, se întâmplă mereu să-mi e somn după antrenament. E o postare fizică, nu? Dar cred că aș dormi cea mai bine atunci. Să spunem că suntem în fața frigiderului tău, deschidem ușa și deodată... Uite, vezi indicat, foarte bine! Și deodată vedem așa, 3 pungi de salată, de mai multe feluri. Nu mă omor, dar mănânc și salată cu semințe, că știu că este sănătoasă. Vom găsi somon fume și în congelator automat minim două fileuri de somon simplu, pe care îl voi face la cuptor automat cu broccoli și sparanghel și câteva roșioare, cu nimic aș vedea un pic de ulei de măsline pe deasupra și un pic de parmezan. Îmi place foarte mult să-mi fac acest, dacă vrei, un fel de mâncare, că și nu este un fel de mâncare, arunci ceva într-o tavă, pui un pic de ulei și bagi la cuptor. Ceea ce înseamnă automat că este foarte simplu de făcut. Ați putea să încercați tot felul de rețete pe acest tipic, coapte și doar asezonate cu niscaiva condimente. Ce mai găsim? Mai găsim mozzarella. Sunt fan, foarte mare fan brânză, știu că nu e bine. Dar nu beau lapte, că nu mai diger și atunci am zis că totuși pot să fac răbat la brânză. Vom găsi fructe, găsim banane, găsim avocado, pe care îl bag de cele mai multe în salată sau îmi fac din când în când o pâine cu toast cu un pic de avocado frecat așa și cu un ou. Ce mai găsim? Zici de fructe, zici nu de prea mai mult carne. Cum? Și de la proaf. După ce închidem frigiderul, și mai am chestii frigider,
Da, după ce închidem frigiderul și intrăm pe altă ușă din partea stângă, vom găsi în cameră așa. Ciocolată, câteodată am și o pungă de snacks-uri, da, e un fel de cheat situation, nu e pe days, e pe months. Așa, îmi place să mănânc alune de mai multe feluri. Dacă nu sunt foarte grase, atunci, de ce știu eu, nu sunt găsim bune. Sunt mare, mare, mare fan pește și seafood, orice fel de chestii care vine din mare, pregătite în toate felurile. Așa, ce mai îmi place mie să mănânc? Îmi place să mănânc și mâncare gătită, dar nu foarte mult, pentru că nu petrec foarte mult timp acasă, atunci nu gătesc extraordinar de mult. Cele mai grele mâncăruri pe care le mănânc sunt pastele și niciodată nu fac bine, pentru că în curând o să rămânț. Așa, nu știu de ce, nu mai diger cum trebuie. Am zis că sunt fan brânză, mare fan brânză, dar brânză sărată, orice fel de brânză, de la parmezan până la roquefort și camembert. Foarte orice, de la struguri până la pepene, vara, dacă aș putea să mănânc numai pepene, aș mânca numai pepene roșu. Sunt multe oricum, dar nu pot să zic că am o dietă foarte organizată. Nu pot să zic că am o dietă extraordinar de on point la ore fixe și să am grijă de ea, pentru că nu îmi permite program. Cum reușești să-ți menții silueta atunci când ai toată ziua filmări? Eu nu mănânc. Dar nu-mi luați exemplul meu, căci nu este unul bun. Eu nu prea mănânc. Din păcate, uit să beau și apă. Și atunci deshidratarea împreună cu lipsa de nutrienți din mâncare nu fac cel mai bun amalgam. Încerc să mănânc cât se poate înainte de ora 8. Nu e, la mine nu e cu 6, pentru că ajung acasă la ora 10 cel mai devreme și atunci măcar unde sunt să mănânc măcar înainte de ora 8, nu de ora 6. Mai scap noaptea când ajung, dar încerc să mănânc, dacă ajung pe la 11, nu găsit ore de zi, dar ne-am mâncat toți întreag, atunci am fac măcar să-mi fac o salată și să nu mănânc alte prostii. Îmi place peștele, după cum v-am spus, atunci și atunci în salata mea și seafood-ul. Și atunci în salata mea va figura de cele mai multe ori ori un crevete, ori un ton, ori un somon fume, cum vă spuneam, adică tot ce se poate pune și merge în salată. Și am gena bună. Mulțumesc mama, mulțumesc tata, am 37 de ani și aproape și jumătate și nu fac eforturi mari să pierd în greutate. Am avut o greutate constantă toată viața mea, mai mult de 60 de kilograme nu m-am înălțat niciodată și aia a fost o perioadă de dezvoltare a organismului meu și mai mult puțin de 48 de kg la maturitate n-am avut o ceva groaznic de puțin față de cum sunt acum. Și cam asta este. Eu pe fond de stres slăbesc și atunci pentru o femeie, deși nu este sănătos, pentru o femeie este nasol, dar n-aș aștept foarte bine. Nu uitați să consumați grăsimi bune, pentru că în afară de ceea ce face o grăsime bună pentru corpul vostru, și o să trec, o să vă spună și Franti undeva pe butiere ce grăsimi bune, vă zic și eu imediat. Cu cât ești mai deshidratată, cu cât nu consumi chestii grase, dar grase bune, atunci tenul va not good, plus machiaj, plus demachiat, plus în fiecare zi și acest regim dur asupra tenului strică teribil. Și atunci încerc să mănânc așa, după cum vă ziceam, știu, mă repet, Dana, nu știu cum o să mănânc de Franț, o încerc să mănânc grăsim din pește, cum se numesc asta? Zic că am scapă tenul. Omega. Omega, da. Grăsim din nuts and seeds, adică cu semințe și tot felul de alune, de la alune de macadamia până la altele, așa, și mai ce și avocado și ulei de măsline și mai puțin aciditate la stomac, deși eu fac abuz dulce. Uite, asta fac într-adevăr și toată lumea, viața întreagă, eu am mâncat oțet cu salată, nu salată cu oțet și toată lumea mă ceartă că de ce consum atât de mult oțet, în schimb. Nu am nicio problemă cu stomacul, n-am gastrită, n-am mâncat, n-am nimic. Înseamnă că undeva eu am o deficiență de aciditate. Pot consum citrice foarte multe, uite, bine că am zis de aciditate, că m-am adus aminte. Mănâncul mă e goală, îmi fac, nu îmi îndulcesc niciodată limonada, deși mie îmi place să beau zahăr și în cafea și ce beau. În rest, nu sunt fan dulciuri, iată încă o chestie de care nu v-am zis. Dacă mi-e poftă de ceva dulce, o să mănânc ciocolata amară.
ciocolată neagră cu cât mai mult, cu cât mai mare coeficientul de cacao, că e mai sănătoasă, ajută și aici la creier. Fructe și legume roșii, începând cu varza roșie și terminând cu limonul de ridic, mănânc sfeclă, îmi place, primul și primul rând îmi place. Din ce știu eu ajută și celula și pe mantia, ajută și pe aia și măduva osoasă care generează celule roșii. Îmi place să mănânc citrice de la lămâie până la, nu știu, pe fel. Și nu dulcesc niciodată. Să zicem că ești în oraș, da? Așa. Ce fel de masă te-ar impresiona cu adevărat? Pentru că am observat că ai un regim destul de echilibrat, mănânci sănătos. Și destul de divers. Și divers. Ce te-ar impresiona să găsești în farfurie? Ce aș comanda? Ce place să comand? Sau să zicem, mai o întâlnire amoroasă, undeva, frumoasă, te ducem undeva. Ce te-ar impresiona? În mod indubitabil, ceva din mare. Codiță de homar sau scoici. Sau poate chiar și o saramură de pește bine făcut, cu tot felul de condimente, un pic iute. Mănânc foarte, iată bine cum mi-aduc aminte, mănânc foarte condimentat. Îmi place să mănânc sushi, dar aș putea să mănânc sushi la fiecare masă, aș mânca sushi la fiecare masă. Foarte mult wasabi, nu știu de ce iarăși îmi cere corpul, dacă te duci la sushi și nu plângi, degeaba te duci la sushi. Din păcate, fac abuz de sare. Foarte mare abuz de sare. Și când merg la sushi, iată, condimentez între ghilimele cu foarte mult sos de soia și în rest pun multă sare în mâncare. Nu e bine, nu faceți carne. E prost. Reține apa, etc. Mai ales dacă e seară, pentru că după aia vei bea un litru de apă și sigur, toată noaptea vei face drumuri spre totul. Totuși, dacă cumva faceți abuz de sare, beți acel litru de apă în plus, chiar dacă faceți de 1000 gram de ori pipi noaptea, ca să se ducă din organism. Că tot ați făcut prostia și reparat. Și cum ar arăta o masă care nu te-ar impresiona deloc? Ceva ce nu ți-ar... Ceva ce nu-mi place. Nu știu ce nu-mi place. Uite, și spanac mai mănânc. Până acum câțiva ani nu mai puteam să mănânc spanac de nicio culoare. Am făcut abuz când eram copilă. Am făcut abuz când eram copilă de spanac. Și atunci, la un moment dat, nu să mănânc. La fel s-a întâmplat și cu bananele, la fel s-a întâmplat și cu brânza topită. Mi-am revenit între mine. Nu știu ce nu-mi place să mănânc. Ba da, știu. Orice conține trufe. Nu e ceva, rău de tot pentru mine. Miroase a ceva care nu mai este în viață. Dacă ar fi să pleci pe o insulă, care sunt trei alimente pe care le-ai luat cu tine? Sare. Dar nu se pun la sare, că nu este. Dar punem deoparte că o iau și pe aia. Hai să ne gândim logic și să ne gândim șmecher și deștept. Automat, dacă este o insulă, am ocazia să pescuiesc. Deci voi găsi pești sau chestii din mare. Ne-am asigurat de tot ce înseamnă proteină animală. Nu sunt fan ouă, nu sunt fan dulce. Am luat niște de-astea, niște răsaduri ca să-mi fac rost de salată, în mod evident. Brânză, dar se termină repede. Brânză. Asta sunt. Lucruri fără de care nu cred, nu știu dacă n-aș supraviețui, dar cu siguranță mi-ar lipsi foarte tare. Nu știu, ce am impresia că dacă ai merge la Survivor, ai suferi un pic. Nu suport cocosul, nu-mi place nimic din toată treaba asta, în afară de ciocolățelele alea. E singurul lucru cu cocos pe care îl mănânc. Bomboanele alea rotunde, știu că n-am voie să spun numele, dar voi știți despre ce este vorba. Pe alea le mănânc, deci nu consum cocos, nu-mi place. Îmi place să mănânc orez, dar orez care are ceva în el, mă dau un pic de sare, ceea ce se întâmplă cu oamenii acolo este un chin incomensurabil. Din ambiție cred că aș supraviețui, dar s-ar putea să nu supraviețuiesc exercițiilor fizice, probelor fizice. Nu cred. În prima zi, mă rog, cu picior ceva se întâmplă. By the way, n-am avut nicio fractură niciodată, în schimb mi-am dislocat aproape toate chestiile, mai puțin numele. Hai că încă te ții bine, ai venit întrebarea. Ești bine, oricum. Așadar, dragilor, faceți ca mine vis-a-vis de perseverență, vis-a-vis, mă mândresc cu asta, nu că vă dau sfaturi, dar mă mândresc cu treaba asta, vis-a-vis de perseverență, vis-a-vis de colaborarea cu un profesionist, nu faceți mișcarea aiurea, se pot întâmpla accidente foarte, foarte, foarte grave.
În ceea ce privește alimentația, părerea mea este că trebuie să existe din fiecare câte puțin și foarte mult din cele bune. V-am povestit despre cele lucruri pe care le consum eu, despre alimentele pe care le consum eu. A mamei merge foarte bine, da? Și mă ajută și geneticul foarte mult. N-am să mint, pentru vârsta mea adică sunt bine și nu fac atât de multe eforturi să mă mențin în formă. Mănânc coerent cât timp pot și cât de mult timp din zi pot. Dacă nu, când fac abuz de ceva, a doua zi mă reblesc puțin. Consumați apă în continuu, pentru noi artiștii și mai ales cei care lucrăm cu vocea, fiindcă suntem actori, cântăreți sau toate la un loc, orice fel de parte a zonei care implică vocea, ajută la corzile vocale și în primul rând este viață, că de aia suntem făcuți din 100% apă. Nu uitați de apă, eu uit foarte des și încerc să mă disciplinez vis-a-vis de treaba asta. Consumați fructe și legume roșii. Ajută la celule roșii ale sângelui și la creier. Grăsimi bune și țineți-vă de sport. Țineți-vă de orice fel de mișcare pe care o faceți. Până chiar și mișcarea mentală. Jucați și șah. Porniți de acolo și mergeți până în călcâie. Mergeți complementar și la un kinetoterapeut să vedeți ce se întâmplă. Și construiți-vă o disciplină de viață. Veți vedea câți ani vă veți adăuga în viață. Întotdeauna un profesionist, poate nu neapărat prezent în permanență, dar activați după sfaturile lui. Nu ignorați chestia asta. Încă o dată vă spun, știu că mă repet, dar este foarte, foarte important să colaborați cu un profesionist. De orice am vorbit, vorbim de un antrenor de fitness, că vorbim despre un chiropractician, că vorbim despre un nutriționist care, de altfel, ar trebui să lucreze împreună cu toții. Mergeți la specialiști, mergeți la profesioniști și veți vedea că nu vă va părea rău. Bunicul meu este dovada supremă că se poate trăi o viață foarte lungă cu creierul și cu corpul top fit position. Mă pup, vă iubesc. Mulțumesc, Franț, pentru interviu. Sure. Darling, this has been Jazzy Joe. Eu sunt, mă găsiți pe Instagram pe contul Jazzy Joe oficial, mă găsiți pe Facebook sub numele meu real, Ioana Sirota, și pe contul nostru de trupă și de proiect The Jazzy Joe Experience. Vă aștept cu mare drag la concertele noastre pe care le anunțăm pe rețelele de socializare și vă invit cu și mai mare drag să urmăriți proiectul meu pe care îl pregătesc pentru voi special, Te Cunosc de Undeva, care începe pe 30 aprilie la Antena 1, de la ora 20 sâmbătă, în fiecare sâmbătă, cu echipa absolut genială, cu Zaruc. Te pup, te salut, te iubesc, vă mulțumesc pentru interviu, dragii mei. Vedeți, v-am spus eu că vă aduc un invitat special, Jazzy Joe, alături de noi în acest episod. Îi mulțumim din suflet pentru această prezență. Știu că a făcut un efort să-și găsească timp în programul încărcat. Urmăriți-o în continuare la Te Cunosc de Undeva, susțineți-o pentru că este o fată talentată, este o fată care muncește mult, este un hard worker și în continuare vreau să vă asigur că de la noi a plecat teafără. Nu știu ce face în continuare pe role, dar de la noi Jazzy a plecat teafără, da? Încă ceva, dacă o vedeți prin trafic, cel mai probabil este pe role, așa că aveți grijă că este viteză umană, cât îi place să fie eficientă, așa că uitați-vă de două ori în oglindă înainte să plecați de la semafor, ați aflat că este pățită. Am ajuns și la finalul acestui episod. Like, share, subscribe și activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele informații pe care le postăm în online. Totodată puteți să scrieți sub formă de comentarii noi sugestii cu invitați pe care v-ați dori să-i descoasem în plan sportiv. Același Franț, IFI Studio, nu uitați, dacă aveți nevoie de planuri personalizate de nutriție și antrenamente, nu ezitați să ne scrieți. Într-un final, stați flexați!